Bună seara, mă numesc Huza Dorin, sunt din Târgu Mureș. Dorin, bine ai venit. Bine v-am găsit. Prezintă-mi și mie susținătorii tăi. Soția, cu prințesa, nepoțica noastră și fiica mea. Și ați venit la Șirva Cuțite ca să... Gătim ceva foarte, foarte bun, o mâncare tradițională ardelenească, zic eu, paprikaș de pui cu ciuperci și mămăliguță. Am emoții un pic cu mămăliga, pentru că, sincer, până acum făceam tot timpul și acasă mămăliga grisată. Doar că mama zicea că nu e mămăliga, ce mămăliga grisată, mămăliga e mămăliga de făină. Acum cer să reproduc mămăliga care o face mama, sper să-mi și iasă. Sincer să fiu, de foarte multe ediții, mă uit la toate emisiunile culinare cu cei trei șefi și când ești acasă, ești așa relaxat. Mamă, uite la ce-a făcut acolo. Și le transmit asta și la prietenii mei, care mai cârcotim că ce-a făcut fiecare și cum a fost eliminat și așa mai departe. Le transmit, bă, nu mai judecați, pentru că cine nu e aici nu știe ce înseamnă să lucrezi sub presiune. Nu știu cât timp mai am, dar cred că de ieri se aici. Pe când plec de aici, nepoțica mea o să aibă un an. Când am fost la preselecție la Cluj, de la ora 3 m-am trezit, nu puteam să dorm, pentru că îl visam pe unul dintre jurați cu vorbele la lui, că cei cu asta, că arunc după tine și eram foarte, foarte panicat, pe Scărlătescu. Așa, tăticu, hai pe ăsta tu, așa frumos aici. A? Hai să punem un pic de... supă de pui, că am pus prea puțină apă. Și o lăsăm să mai fiarbă așa ușor. Ei, ce bătaie au pentru mămăliga asta, de vede mama să tăiați chestia cu mămăliga, că le dau pâine prăjită sau pâine numai. Mă omoară mama. Mamă, sper să se facă mămăliguța mea. Ia cunt. Oricum lor le place foarte mult cuntul. Simpatizez pe toți jurații, am rețete de pe net. Mai mult de la Florin Dumitrescu, pentru că Scărlătescu e cam scârțar la chestii de genul ăsta. Hai de capul meu ce pe mine. Unde m-am băgat, frate? Deja zice, vezi că mai 5 minute trebuie să montez parfumia. Deci asta a fost cea mai mare panică pentru mine. Zic, cum să montez parfumia și eu încă mi se cam în mămăliga. Hai de puii mei să mai aud. Să mai aud un prieten care comentează că ce fac ea și ce nu fac ea. Să vină ei aici să vadă ce înseamnă să stai în fața camerei și când știi că trei mași de la răsărit îți dincolo înăuntru. Bă, ori iau trei cuțite, adică un cuțit care să vină acasă, dacă nu iau trei, cel în spate, cel mai rău, dar tot vin acasă cu ceva. Acum, nu. Domnilor, Doamne ajută! Stai un pic, stai să gustăm mâncare. Cuțitul de aur al lui Scărlătescu. Ăsta e cuțitul de aur. Să fie, băi, nevoie. E cuțitul de aur. Se știe, e cuțitul de aur. S-ar putea să auzi, fi dat doar eu cuțitul de aur. Am putea să facem o melodie trap, știi? Care? Cu treaba asta, uite. E cuțitul de aur. Aha. Aha. E cuțitul de aur. Da, da. Da, da. E cuțitul de aur. E, dar nu e. Al lui Cătălin, cuțitul de aur al lui Cătălin. Da, da. Este, da. E cuțitul de aur. Aha. Și îl va folosi. Tererim bam bam. Cuțitul de aur. Tererim bam 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 bam. Medic! Cuțitul de aur. Yes, tererim bam bam, cuțitul de aur. Cuțitul de aur. Yeah. Cuțitul de aur. Yeah. Oh, yeah. Auzi? Dar voi ați observat... Are mămăliga în mijlocul centru. Are mămăliga pe centru. Auzi? Voi ați observat că... Aveți o pastilă de ce să-i liniștesc pe ăștia, ca o nebunită cap. Voi ați observat că de câte ori spunem cuțitul de aur, e ceva galben în farfurie? Da. Funcționează. Ia mă, hai să vedem ce e. Telepatic. Niște pui, niște ciuperci și o ciula mea, o ciula ma, pardon, cu ceva... Dar nu e... e cu roșu. Mi-e frică, ia. Vrei una de așa? Ce ai mâncat la lumea? O pastilă de putut. Ce râzi, mă? De ce la mea? Nu cred că stai, mă, puțin. Ia, ia, ia! Deci ăsta când vede mămăligă, pac, ia pastilă galbenă. Dacă e ceva cu roșu, pac, e pastilă. Ia pastilă roșie. I'm a lollipop. Tururum bam bam. Băi, ai pomenit așa ceva? Trâm, bam, 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 bam. O specie de ciula mea, de ciula mea cu picantă. E picantă? Da. Dar de ce ai zis înainte să guste bontă? Băi, a făcut un lollipop de mămăligă. Cred că este o mămică tânără. Mișcare leușcă. Și gătește pentru copii. După rețetă, eu cred că e cineva chiar din Ardeal.
Ne întoarcem în camera emoțiilor la 5 pași de masa confirmării sau infirmării. Suma tuturor respectelor și considerațiunilor. Bună seara. Mă numesc Uza Dorin, am 50 de ani și sunt din Târgu Mureș. Mulți înainte. Bună seara. Și de ce oftați? Care e problema? E greu acolo în spate. E greu. E foarte și greu. Și aici e greu. Cred, e mai greu. Da, așa, când stai în fața televizorului ușor să... Dar toți nu-i greu. Da. Când ești aici deja... Dar toți nu-i greu. Să schimbă treaba. Dar nu la același timp. Exact. Ce vă ocupați? Momentan nu lucrez, sunt șomer din decembrie și gătesc pe acasă. Păi și până acum ce ați făcut? Cu ce v-ați ocupat? Am fost area sales manager aproape 8 ani de zile la o companie farmaceutică. Și ce ați vândut? Medicamente. Deci numai în farma ați lucrat toată 10 viața? 10 ani în farma, 10 ani în FMCG. Aia ce e FMCG? Cea mai mare companie de băuturi răcoritoare. Okay. Și ce ați făcut acolo? Am început de jos, am fost helper sau manipulant, că acum toată lumea e helper, nu mai este manipulant. Ce tare asta. Am fost salesman sau vânzător, că na, așa e. Și acum ce faceți? Acum nu știu cum să zic, că sunt șomer, sunt freelancer sau... Liber profesionist, nu știu cum sună mai bine. Nu contează, tu spune casnic. Că spune cumva. Casnic. Casnică. Pentru că fac și curățenie, fac și de mâncare, fac și la spălat. Așa este. Da. Având programul foarte încărcat, soția nu-i coafeză, că e hair stylist, adică să... E ok, mișto asta, da? Păi, da. Am acasă tot ce-mi trebuie, am fotbalist, am barman, fiul mijlocie. Serios, da? E barman. Și manicuristă. Eu nu mai sunt șofer acum, că-s driver, da, adică, na, umblă la piață. Dacă ar fi să mergeți mai departe, din ce echipați vreau să faceți? Îmi place albul impecabil, dar îmi plac și poveștile de dragoste, cum să scurcere soția cu niște paste. M-aș duce pe partea, dar mică intru la un rost după aia și mi-apar alte discuții. Și având în vedere că domnul Scarlatescu mai multe, are foarte, e o familie mare cu multe surori și eu am familie mare, cred că aș trage... Nu, în primul aș merge... Soția vă aude? Da, cu siguranță. Da, dar e la muncă. Nu, la muncă, e cu mine, că cu soția, fiindcă mea și așa în ordine de descrescătoare. Aș tinde să merg la domnul Scărlătescu, pentru că, bă, ce zic de ce, la dumneavoastră în echipă se câștigă tot timpul, betul n-ai de lucru. Adică ți-ai treabă farfuria să vin 5-4. Mamă, cât de tare a fost asta! Foarte bun de tot, bă! Vreau să vin să învăț să gătesc. Bravo. Bravo. Dacă mergi la Scărlătescu, n-ai nicio șansă. Cum să nu? E cea mai mare provocare să particip la dueluri. Așa deci cer o stare să stau, bă, o intra 5 fafurii. No, bine, hai să merg la țigară. Pe lângă faptul că ar fi ceva wow să ajung în echipe, dar mai ales în partea asta, mă nu știu ce se ascunde sub ploșul ăla, că deja îmi tremură genunchi și vorbesc ca iurea și mi-e gura uscată. Chestia care, că acum aveți diferite amulete. Da. Mă blocați pe mine, mă luați, mă mutați. Da. Vin de la Scărlătescu, acum voastră, să mă aruncați afară. Deci e ușor, cum ați luat de la șef Florin și eu plecat. Deci asta e, de-a rămâna tot vreau să... Nu i-am șef Florin și a plecat. Păi a plecat, dar au fost și invers, că l-ați blocat așa mai departe. Și atunci de ce să nu mă duc la domnul Scărlătescu, unde ai tigaia hopșnițelul? Corect. Ei, să știți că haptigaia hopșnițelul e la el. El face mai mult șnițel decât mine. Acum este o singură posibilitate. Ori au cuțit, ori dacă nu iau trei în spate. Deci tot, una tot pe acolo e să afară. Trei în spate luați oricum. Ori luați de acolo.